Românii par tot mai dornici să se vaccineze împotriva COVID-19. Potrivit Comitetului Național de Vaccinare, aproape 90% din locurile disponibile în primele 3 săptămâni ale etapei a doua s-au ocupat. Peste 300.000 de oameni s-au programat până acum. Gabriela Mihai are toate datele și ne aduce mai multe detalii. Bună, Gabi, te ascultăm! Am găsit la debutul celei de-a doua etape din campania de vaccinare. Au fost libere pentru programări 364.800 de locuri. Important de menționat este că cele mai multe dintre programări au fost deja făcute, astfel că până acum pe platforma pentru programările care se fac în cazul vaccinărilor s-au înscris peste 305.000 de persoane. Și mai important este că în capitală, de exemplu, au fost epuizate deja toate locurile disponibile pentru vaccinare în următoarea perioadă, mai exact peste 62.000 de locuri. Așadar, cei care sunt în aceste momente în capitală și își doresc totuși să se vaccineze pot face programări inclusiv în județul Ilfov. Important de menționat este că iată, foarte multe persoane intenționează să se vaccineze, iar până acum am văzut că au fost vaccinate 183.000 de persoane. Iar premierul Florin Cîțu spunea ceva mai devreme că intenționează ca până în luna septembrie să poată atinge o țintă de vaccinare a 10.400.000 de persoane. Ce presupune acest lucru? Presupune că vorbim despre aproximativ 77.000 de vaccinuri care ar trebui făcute zilnic și asta în contextul în care am văzut până acum de la debutul campaniei de vaccinare, mai exact din momentul în care s-a făcut primul vaccin pe data de 28 decembrie, au fost făcute 183.000 de vaccinări împotriva COVID-19. Așadar, vom vedea până la urmă dacă această țintă propusă de premierul Florin Cîțu va ajunge sau nu să fie îndeplinită în contextul în care, așa cum spuneam, ar trebui făcute zilnic peste 77.000 de vaccinări. Important ar mai fi și faptul că în aceste momente se mai fac în continuare programări în platformă pentru locurile rămase libere, însă pe de altă parte am văzut că cei din cadrul companiei Pfizer au anunțat că este posibil ca în perioada următoare să vină mai puține vaccinuri, iar asta pentru că am văzut ar vrea să facă o producție mai mare, iar pentru asta este nevoie de o producție mai mică în următoarea perioadă. De altfel, până acum în țara noastră au venit 5 transporturi cu vaccinuri de la compania Pfizer, adică aproximativ 460.000 de vaccinuri, iar luni urmează să vină următorul transport și dacă până acum au fost aduse 150.000 de vaccinuri la fiecare transport, vom vedea că luni este planificat un transport cu mai puține doze, aproximativ 90.000 de doze.